Dragi prieteni, bună seara! Mă bucur să ne revedem și astăzi, pentru că evenimentele care se desfășoară în țară la noi, dar și în vecinătate, captează atenția fiecăruia dintre noi, deși vreau să recunosc că astăzi vom discuta mai puțin despre acestea. Vă ofer această posibilitate pentru vineri seara, când voi avea în studio un specialist în domeniu. Vă invit să urmăriți discuția care voi avea atunci. Astăzi am vrea să vorbim însă despre un alt subiect, să aducem în discuție un alt subiect care de asemenea ține de situația noastră de astăzi. Este vorba de activitatea Consiliului Audiovizualului. Așa cum cunoașteți, în ultimul timp, chiar de la începutul anului, au fost mai multe să zic așa, scandaluri în presă sau acțiuni în care a fost într-un fel sau altul vizat și Consiliul Audiovizualului. Deci, de fapt, ce reprezintă această instituție de stat, care sunt obligațiunii, să zicem, responsabilitățile, vom afla din discuția cu invitatul de astăzi, domnul Nicolae Damaschin. Bună seara! Bună seara! Domnule Damaschin, mă bucur mult pentru această întâlnire, pentru că este cam în premieră, dacă mi-amintesc eu bine, prezența dumneavoastră în acest studio, cel puțin, și de aceea întrebări sunt foarte multe care ar putea fi adresate, contăm pe o discuție sinceră, cu răspunsuri clare la întrebări care ar putea să apară și poate sunt întrebări pe care vreți dumneavoastră să le puneți în discuție. Sunt sigur că multă lume din acei care ne urmăresc acum cunosc prea puține despre activitatea acestei instituții, deși este una foarte importantă, pentru că ține de nu doar de monitorizarea, dar și de supravegherea spațiului informațional de la noi din țară, supravegherea activității surselor mass media, multe, multe alte lucruri pe care sper să le putem dezghioca pe parcurs. Așadar, pentru început, doar succint, ce înseamnă de fapt această autoritate publică? Consiliul Coordonator al Audiovizualului este o instituție publică autonomă, independentă. De la momentul numirii în această funcție, în cadrul Consiliului sunt 9 persoane, 9 membri, care sunt garanții interesului public, care sunt cei care monitorizează și inclusiv și monitorizează ce se petrece în spațiul mediatic al Republicii Moldova. Știți, este un moment foarte, foarte interesant. Deci noi, până la urmă, nu suntem prea iubiți de presă. Când o suntem, să ajungem obligatoriu la asta. Suntem cei care, până la urmă, avem tot dreptul să le arătăm unde greșesc sau să le arătăm, să le sesizăm, până la urmă, că nu suntem cei dar care... Dar nu sunteți un organ bătă. Doar care sancționează, nu evident. Suntem un organ sunteți chemați să apărați și drepturile reprezentanților exact. Mass media. Și a reprezentanților mass media și ale consumatorilor, evident. Consumatorilor final. Fiindcă desăvori se creează impresia că în CCA stau 9 membri cu bâta mână care sunt gata să penalizeze orice radiodifuzor. Atunci e bună, dar ideea de a avea oaspete în studiu. Exact, exact. Însă radiodifuzorii cunosc cât de mult suntem și noi nu ca alături, dar suntem împreună pentru a soluționa problemele care se ciocnesc și radiodifuzorii. Noi suntem 9 membri cu drepturi egale, suntem diferiți ca abordare, însă suntem egali la procedura de vot. Asta e și esența organului respectiv, fiindcă dacă n-ar fi necesar să fie un consiliu format din 9 opinii, din 9 păreri, atunci s-ar putem numi un minister, era o persoană în frunte și care lua o decizie unilateral. Noi totuși, există dezbateri, există poziții diferite în cadrul ședințelor pe anumite situații care apar. Pe parcurs o să aducem în discuție câteva subiecte mai palpitante, să zic așa, cred să fie niște întrebări mai caustice, da, care vor solicita și răspunsuri pe măsură. Sunteți în această funcție, cel puțin dumneavoastră personal, deja de, pare mi se, cam vreo 3 ani de zile. De grabă. S-a acumulat ceva experiență, este o muncă nouă și pentru Nicolae Damaschin, pe care trebuie să recunosc, l-am cunoscut cu 10 de ani în urmă la Televiziunea Națională, în altă ipostază, în altă postură, și iată că lucrurile au evoluat pe parcurs. Ce înseamnă munca de angajată la acestei autorități publice? Eu o să mă refer, pentru mine personal este o provocare la care țin să sper eu deci am adresat această față. Dacă îmi permiți să trec la pertu, Nicolae, am adresat această întrebare pentru că nu doar că s-a creat impresia în societate, dar chiar poate că e și așa, am ideea că numirea pe criterii politice sau nu știu care este situația acum,
creează o discordanță între activitatea Consiliului și mass media, care se consideră Bolens-Nolens cea mai deschisă, sinceră, eu știu, echidistantă. De aici poate, fiindcă vine vorba de că vă iubesc sau nu vă iubesc, poate de aici un pic... Nu, cred că situația este exact aceeași în orice stat a comunității europene. În Consiliu sunt numiți totuși pe criterii politice, sunt niște angajamente sau sunt zvonuri, vorbe? Haideți să fim sinceri. În primul rând însăși cu noi. Persoana care ajunge să fie numită în funcție de membru al Consiliului Coordonator Audiovizual este numită de către Parlament. Și este necesară o majoritate, deci în conform codului audiovizual, pe timpuri erau două treimi, acum un pic s-a modificat, e majoritatea, simplu 50% de deputați. Deci nu poate să ajungă membru al Consiliului Coordonator Audiovizual o persoană din stradă, fiindcă votul deputaților presupune și o responsabilitate personală, deci doza asta de încredere care o acordă Parlamentul membrului CCA, ea este foarte importantă. Și atunci, odată ajuns în Consiliul Coordonator Audiovizual, tu ai și o obligațiune morală de a-ți face bine meserie, de a fi echidistant, de a fi corect în ce faci tu. Da, zvonuri poate să fie despre fiecare persoană, că să nu uităm că mass media mai are și o influență manipulatoriu desori. Independență, dar, da. Poate fi și manipulatoare. Noi doar cunoaștem foarte bine ce se petrece pe aspectul audiovizual în Republica Moldova. Tot timpul au existat grupuri de influență financiare sau politice care doresc să influențeze politica editorială unui post de televiziune. De asta suntem și noi acolo ca să fim foarte atenți la aceste încercări, la aceste provocări. Pe parcursul acestor ani, inclusiv 2014, putem vorbi despre niște reușite ale Consiliului Audiovizual? Haideți să luăm situația în mass media până în 2009, unde noi eram conform rapoartelor internaționale pe ultimele locuri în toate clasamentele, și la Freedom House, și la Reporterii Fără Frontiere. Anul trecut, Republica Moldova s-a plasat pe primul loc. Asta este un rezultat? Absolut de acord. O deschidere imensă pentru toată lumea care a vrut să activeze în acest domeniu. Noi suntem pe primul loc anul trecut în parteneriatul, deci raportul prin țările membru a parteneriatului Estic. Eu consider asta o reușită, în primul și în prând, cât și a CCA-ului, cât și a tuturor radiodifuzorilor din Republica Moldova. Noi am avut o explozie pe segmentul respectiv. Din 2009 până acum s-au mai deschis 28 de posturi de televiziune. Din 2009 până acum s-au deschis încă 28 de posturi de televiziune și 22 de posturi de radio. Ar fi ridicol ca cineva să se întrebe sau să vorbească despre acțiuni împotriva mass media aici, în Republica Moldova. Organismele internaționale cum apreciază această excluzie? De atât așa am fost plasați pe locul întâi. Suntem pe locul întâi, bravo. De anul trecut, raportul pentru anul 2013. Asta este o reușită pentru deschidere, pentru ceea ce se face în Republica Moldova, cât și în plan politic, cât și în planul integrării Europei. Ce este pe primul plan în cerințele pe care le înaintați radiodifuzorilor? Pentru mine foarte mult contează ca un radiodifuzor să fie echidistant în ceea ce face el. Să aibă neapărat, să nu fie partener doar la o parte într-un conflict sau într-o... Să fie echidistant, să aibă două poziții. Să dăi posibilitatea telespectatorului ca să decide el, da, să analizeze, exact. Să gândească. Nu să folosești tipuri de montaj, de manipulare, de... Se mai întâmplă la noi asemenea lucruri? Da, din păcate se întâmplă. Îmi amintesc, de fapt, de o perioadă, nu știu câte se le potrivi să le pomenim, dar oricum a fost și decizia CCA-ului. O perioadă când o anumită televiziune masiv compromitea, să zic chiar așa, perceptele democratice și a fost sistată activitatea. Ce se întâmplă? A fost retrasă licența de emisie acestui post de televiziune, fiindcă noi am fost CCA-ul în urma retragerii acestei licențe, a fost acuzat de către opoziția parlamentară că era unicul post de opoziție. În Republica Moldova nu există posturi de televiziune de opoziție.
toți radiodifuzorii sunt egali. Există codul audiovizual în care este foarte bine prescris cu ce trebuie să ocupăm poziția, cum trebuie să informeze. Da, și este consumatorul care trebuie să și este consumatorul. Ia preia această muncă. Deci nu putem noi declara că există poziții de televiziune de opoziție sau poziții de televiziune de guvernare sau poziții de televiziune a partidului X sau Y. Există codul care prevede condițiile de activitate a unui radiodifuzor. Mai avem și de realizat, adică sunt foarte multe lucruri la care CCA-ul trebuie să se autosesizeze până la urmă. Noi avem un sistem de monitorizare. Acest sistem de monitorizare apela capitol pluralism de opinii. Da, ce înseamnă pluralism de opinii? În buletinile de informative, se ia buletinul de știri și respectiv se vede cât de echidistant a fost relatat pe o perioadă aceste știri. Însă, noi am avut în perioada exact jumătate de an urmă o situație când sunt meseriași, sunt școli specializate unde învață de tactici de manipulare publică prin intermediul retransmisiei unui mesaj, audio, video. Avem asemenea școli în Republica Moldova? Nu, asemenea școli în Republica Moldova nu avem. Interesant, însă, da. Persoanele care doresc să se... Scuze, asta mai degrabă sunt din, să zic eu așa, din arsenalul serviciilor speciale. Nu tot timpul. Nu e obligatoriu, nu da? Nu e obligatoriu. Un meseriaș care se respectă și care dorește să creeze o televiziune, el trebuie să cunoască... În dependență de sarcini care își le pune, de ceea ce urmărește, probabil. Pentru că o să ajungem și noi la perioada, la alegerile electorale. Orice situație trebuie analizată. Și mă gândesc că în această perioadă ar putea exista, dacă nu școli, cel puțin niște elevi veniți de aiurea de pe undeva, care să se implice pe acest segment și să încerci să manipuleze cu opinia publică. Ok, de asta ține un pic de mai târziu. Exact. Continuăm la subiectul respectiv, pentru că vreau să te întreb și dacă există posibilitatea să apară noi posturi de televiziune, de radio... Da. Eu vă mă referi la ceea ce am... Deci, noi am avut o perioadă în care un post de televiziune X, noi avem coaliția de guvernare. În coaliția de guvernare sunt reprezentanții unor partide. Exact. Reprezentanții partidelor respective sunt numiți în funcție de miniștri și conduc câte o ramură de activitate a Republicii Moldova, un minister, altul sau a treile. Și atunci când noi, pe o perioadă de jumătate de an, putem vedea că doar reprezentanții, nu se cataloguează că se atacă un partid, dar sunt atacați doar miniștri care vin dintr-un partid. Da, 5 da, ministeri sau 6 ministeri, dacă. Și pe perioada la jumătate de an, fiindcă în fiecare minister există probleme. În fiecare minister au probleme suficiente. Însă când tentativa de a scoate doar în fața aceste ministere și numai cu nereușite, și această situație merge jumătate de an, asta înseamnă că sunt folosite unele momente de manipulare. Respectiv, eu am solicitat crearea unui metodologii de monitorizare care ar permite nu doar monitorizarea buletinilor informative, dar o monitorizare generală pe o perioadă de timp. Dar avem asemenea precedente? Când s-a încercat prezentarea informației distorsionat, să zic, sau dintr-un anumit punct de vedere? Precedente putem găsi. Putem găsi. Putem găsi. De asta și este și important activitatea CCA-ului. Ca să nu permitem acest lucru. Pentru că tendințe sunt. Și întrebam, din moment ce avem o deschidere atât de largă pentru mass media în Republica Moldova, referindu-mă la spusele dumitale că suntem chiar pe primul loc într-un sondaj, într-un clasament internațional. Perfect. În acest context, sunt deschise ușile și pentru alte apariții de posturi de radio, de televiziune. Intră aici și presa scrisă? Noi, doar nu avem presa scrisă. Noi doar suntem pe presa electronică și audiovizuală. Adică perspectiva de dezvoltare pentru doritorii de a se manifesta în domeniu este întotdeauna... Înțelegeți, noi, presa este în permanentă evoluție, sau audiovizualul, este pentru o permanentă evoluție, începând de 100 de ani urmă, numai departe. Buletinile informative erau privite de către oameni în cinematografie pe peliculă. Da, unde suntem aici astăzi, într-o perioadă de 100 de ani. Respectiv, tendințele europene acum sunt pe televiziunile de nișă.
telespectatorul dorește să vadă un film artistic de divertisment sau dorește să vadă un film documentar despre știință, natură, etc. Copiii doresc posturi de televiziune doar cu desene animate. Deci sunt televiziuni de nișă. Deci tendința este de la televiziuni generaliste care cuprindeau tot spre televiziuni, dar puteți observa deja lucrul ăsta cu ochiul liber. Concernele internaționale. Sute de programe. Deja sunt sute de programe care sunt divizate pe... Vrei știri, poftim, poze televiziune doar cu știri. Vrei distracție, poze televiziune distractiv. Deci asta este o tendință internațională. Tehnologiile moderne deja sunt, au plecat mai departe. Noi suntem semnatarii convenției, noi, deci din 2017 noi trebuie să trecem la televiziunea digitală. Ce înseamnă digitalizarea televiziunii în Republica Moldova? Hătați cum pare că am zis că din 2007. Deci din 2015. Din 17 iunie 2015 noi trebuie să trecem la televiziunea digitală. Deci noi în 2006 Moldova a semnat un acord pripind trecerea la televiziunea terestră digitală. A rămas un an de zile, de fapt, până la trecerea la acest, la implementarea televiziunii digitale, dar după mine există o problemă. Există o problemă și problema aceasta este enormă. Asta este poziția mea personală. Deci, televiziunea digitală deja este depășită. Atâta timp cât noi din 2006 până în 15, atât 9 ani de zile cât noi ne-am pregătit să trecem la televiziunea digitală. Dar la noi abia se face publicitate pentru acest segment. Dar această modalitate de retransmisie a semnalului deja este depășită. În Europa deja merg spre următoarea etapă, spre transmiterea semnalului prin fibră optică. Da, fiindcă fibra optică presupune și internet, și acces, o liberalizare totală. Deci nu mai este problema câte posturi de televiziune va fi... La telecomandă, comanda. Exact. Noi am avut în planul nostru de digitalizare, s-au planificat construcția la 6 multiplexe naționale și 2 regionale. Costul fiecărui multiplex este jur la 50 de milioane de lei. Este o sumă pentru Republica Moldova destul de impunătoare. A doilea moment. Postul de televiziune care va fi în acest multiplex va trebui să achite, conform calculelor efectuate, de la 20 până la 30 de mii de euro lunar pentru întreținerea minții. Insuportabil. Da? Deci asta înseamnă că asta în jur la vreo 300 de mii de euro pe an. Eu dau o întrebare logică după mine. Satelitul, deci transmiterea semnalului prin satelit, presupune, eu nu știu cât, în jur de 2-3 mii de dolari costă lunar. Și nu ai acoperire doar pe Republica Moldova, dar ai acoperire pe un segment mult mai mare, european, chiar să zicem așa. Deci care ar fi logica ca radiodifuzorul să achite 30 de mii de euro să fie prin ETR, doar în Republica, în ETR digital, doar prin Republica Moldova, când el poate achita 2000 de euro și să fie în ETR toată Europa prin satelit. Mergem mai departe. Planul prevede, deci pentru a recepționa acest semnal, ai nevoie și un set-o-box-ul, antena care va primi. Utilajul special. Costurile utilajului sunt în jur de 100 de dolari. Eu nu sunt sigur că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova va scoate din buzunar 100 de dolari ca să procure acest utilaj. Da, planul prevede pături social vulnerabile ca să fie instalat gratis acest utilaj. Da, 100 de dolari și tu vei avea acces la vreo 10 posturi de televiziune. Da. Problematic. Nu, spune doar că este părerea proprie, este mi se pare că mai multă lume ar fi pe această poziție. Și acum să trecem la următoarea etapă. Deci toată Europa, spre următoarea etapă ar fi fibra optică, da? Retransmisia semnalului pe fibra optică. Republica Moldova la moment are până la 60% din gospodării sunt deja conectate la internet. Respectiv, iau deja fibra asta optică în gospodărie. Tendințele sunt că în 3 ani de zile până la 90% din gospodării Republicii Moldova vor fi abonate sau vor avea fibră optică. Așa. Noi suntem pe locul 7 dintre 186 de state la
viteza de internet. Deci noi deja avem în palmares toate lucrurile necesare care ne-ar permite să trecem la etapa exact următoare, să evităm digitalizarea, să trecem la următoarea etapă și să fim chiar și un exemplu pentru europeni. Suntem printre primii. Suntem printre primii. Investirea la o sumă enormă în bani într-un sistem deja depășit european este un lux. Dar de cine depinde că vor fi investiți acești bani sau nu? Sau că deja îl depășim această perioadă și mergem la următoarea? Eu asta și propun cu fiecare ocazie, la toate dispaterile, întâlnirile și mai departe, unde am posibilitatea să mă expun, eu atenționez toată lumea că ar fi bine să depășim, să renunțăm la digitalizare și să mergem la următoarea etapă, la retransmisia semnalului prin fibră optică la IPTV. De cine depinde aprobarea sau nu acestui... Guvernul, Parlamentul. Exact. Deci ei, până la urmă, adoptă legislația și decizii. Este foarte important, ca să-mi dau bine seama, este important să fim în pas cu timpul. Chiar dacă la internet suntem în primii 10, aici se pare că am rămas cam mult în urmă și unele perioade ne depășesc deja. Cunosc și eu acest domeniu, doar de la câțiva prieteni care sunt specialiști în domeniu, lucrează anume în sistemul respectiv și îmi spuneau ceva, dar nu prea pricepeam. Doar am idei. Bănuiesc că multă lume nu prea își dă seama bine și nici nu își pune întrebarea ce ar însemna un semnal primit prin fibră electronică. Ok. Dacă aceasta încă un exemplu. Da, aceasta doar nu e o problemă cu care se confruntă acum societatea. Deci noi la moment avem de fapt majoritatea populației Republicii Moldova privesc televizorul prin intermediul cablului. Da, prestorii. În localitățile mari, îndeoseb, da. Noi avem cam am depășit cifra de 80% care sunt pe cablu. Nimeni nu mai stă pe eter cu antena pe casă ca să prindă un pozitiv. Și care e cea mai bună variantă, totuși? După mine este fibra optică. Depășirea, să trecem peste digitalizare, peste investirea acestui. Asta ar însemna prin cablu? Da, abonamentul. Cablu, fibra optică înseamnă un cablu tras în casă. Este și o dezvoltare și ca afaceri și îți permite tehnologiile moderne. Deci tu poți imprima o emisiune, tu poți să o vizionezi, nu ai timp acum să o vizionezi, o vizionezi peste o oră, peste două. Deci sisteme interactive. Dar întrebarea aceasta n-a fost o problemă, să zic așa, n-a fost scoasă la discuție în societate să se pronunțe reprezentanții presei, aceiași radiodifuzori să se pronunțe pe marginea acestui. Marea majoritate susțin această idee că că digitalizarea deja este depășită. Apropo, mi-am amintit acum de o întrebare pe care a pus-o în studioul acesta un alt invitat, care l-am avut zile trecute. Spunea despre, și fiindcă mi-am amintit, vreau să încercăm să răspundem la dacă are sau nu dreptate la această întrebare, până a merge la alte subiecte ale discuției noastre. În localitățile rurale, acum fiecare localitate aproape are dreptul, are posibilitatea să deschidă un post de televiziune local, să zicem. Și ce ar fi apărut niște băieți șmecheri, cum a spus respectiva persoană, care procură, cumpără aceste posturi locale, care și pe unde sunt acolo și le falimentează special pentru nu știu ce. Există o asemenea tendință? Nu. Și ce ar urmări? Mi-a spus-o aici un avocat, sincer vorbind, care mi-a fost interlocutor. Zice că în localități ar exista persoane șmechere, cum a zis el, care le procură, le falimentează eu și... Eu cred că el nu s-a referit la posturi la radiodifuzori, la posturi de televiziune. Da, era vorba de televiziune. De aceea așa mă adresez întrebarea dumneavoastră ca specialist în domeniu, reprezentant al Consiliului Audiovizualului, dacă cunoașteți o asemenea problemă. Sau poate iarăși e o fantezie a unor cetățeni. Deci noi suntem, toate posturile de televiziune și de radiouri din Republica Moldova sunt în vizorul nostru permanent. Noi nu atestăm închiderea sau... Da, au cesionat câteva posturi de televiziune, au creat o rețea de televiziuni locale, ca să, nu ca să supraviețuiască, dar este în interesul lor, în primul rând. Ei, construind rețeaua, să iese schimb de informații, de știri. Da, e și probabil și mai ieftin. E și mai ieftin întreținere. Deci noi avem create două rețele regionale de posturi locale, dar închiderea sau procurarea sau falimentarea nu se atestă acest lucru. Vreau să mai aduc în discuție, o să mergem și pe alte subiecte, într-adevăr, dar pentru că a venit iarăși vorba, să ne amintim de începutul acestui an.
Cât de posibil este repetarea cazului acelor posturi de televiziune care au fost, emisia cărora a fost sistată într-un moment, și atunci mi-amintesc foarte bine această autoritate publică pe care o reprezinți dumneata astăzi a fost înțepată dur de presă, s-au aruncat multe săgeți în direcția voastră, nu știu cât de ați mai reușit sau nu să reacționați, dar important e de ce a fost posibil o asemenea situație când a fost sistat emisia unor posturi de televiziune selectiv, să zicem. Ce s-a produs la început de an mă face să cred că nu a fost o simplă întâmplare. Dar haideți să analizăm relațiile. Deci distribuitorii de servicii, cabliști, cum îi zicem, popor, distribuitorii de servicii, ei de fapt sunt cam 10% cei majori. Ei total sunt 100 ceva de distribuitori de servicii. Dar avem vreo 10 care sunt cei mai importanți în piață. 90, cam 80 ceva, sub 90% în municipiul Chișinău sunt prin cablă. Legea le-a permis la etapa actuală să facă acest lucru. De ce? Fiecare televiziune semnează un contract cu distribuitorul de serviciu. Și distribuitorul de serviciu are dreptul de a decide de sine stătător. Dorește el să includă acest depozit de televiziune autohton în grila sa sau nu dorește? După mine este o problemă legislativă. Noi chiar acum în Comisia Parlamentară de Profil să discutăm modificarea legislației la acest capitol. Sunt unele detalii. Deci distribuitorii servicii vin cu unele propuneri, da? Fiindcă ei iau problemele lor. Ca să fie după principiul mascherii, adică măsuratorul, care 10 posturi care sunt cele mai vizionalizate. Dar nu se transformă ei în niște monopoliști de care depind posturile de televiziune? Păi, din acest motiv... Cine le apără interesele televiziunilor? Din acest motiv, legislația trebuie să fie modificată, ca toți radiodifuzorii, asta este părerea mea, nu știu cum vă gestiți de Parlamentul, până la urmă, legiatorul este legislativul, ca toți radiodifuzorii locali, naționali, radiodifuzorii care sunt din Republica Moldova să fie incluși în rețelele de distribuție acestor distribuitori de serviciu. Cu atât mai mult că acestea erau așa zis, pachet social, mi-am desc eu, au fost expuse de acolo. Dar este și logic. Distribuitorul de serviciu are, ca exemplu, 130 de posturi de televiziune pe care le retransmite, da? Și pentru care achită sume importante de bani. Sume foarte importante de bani pentru fiecare post de televiziune. Eu înțeleg că noi nu ne putem compara sau un post de televiziune, un radiodifuzor din Republica Moldova nu poate să-și permită să investească într-un proiect televizat 10 de milioane de euro. Da? Pentru că piața publicitară, televiziunea costă, fiecare proiect televizat costă. Noi avem piața publicitară din România care e de vreo 600 de milioane de euro sau piața publicitară din Federația Rusă care e de 10 miliarde de dolari. Respectiv, iau sume destul de impunătoare care le pot investi într-un produs audiovizual. Noi banii ăștia nu avem. Piața publicitară de Republica Moldova în audiovizual e de anul trecut e ceva genul 12 milioane de euro. Asta pentru toate posturile de televiziune din Republica Moldova. Și atunci ei sunt gata să achite sume impunătoare pentru retransmisia posturilor străine și nu doresc să retransmită posturile de televiziune locale. Mie mi se pare că nici nu poate fi acceptată această modalitate, cel puțin mie care sunt reprezentant de aici, mi-aș dori și mi-ar place să am și posturile autohtone. Și asta ar însemna dezvoltarea și siguranța acestor posturi ține de competența noastră. Exact, mai mult ca atât. Ca să nu fim invadați de posturi străine, la un moment dat ne trezim, o să vorbim un pic ușor mai târziu și despre o asemenea temere, ne trezim invadați de posturi de televiziune străine. Hai să fim sinceri, când pui acum telecomanda și cauți un post autohton, cam vreo 5-7 sunt rusești sau nu știu de care. De altă proveniență, da. Da, și 70% din populație este prin cablă. Și atunci, apropo, chiar și postul noastră din televiziune n-a fost vreo 10 ani înclus în rețelele de cablă. Și atunci îți primește că cineva dorește să creeze un post de televiziune,
Investești o sumă foarte impunătoare de bani ca să-și creeze postul de televiziune și până la urmă nu l-are cui arăta. Și atunci e mai simplu să accepte niște posturi străine care îi plătesc lui bani pentru transmisie să existe pe acest fondal? Ce ne facem cu produsul autohton? Păi, la asta mă refer și eu. Din aceste motive, legislația trebuie să modificată. Chiar urmează următoarele ședințe a Parlamentului să fie modificată ca toți radiodifuzorii să aflați sub jurisdicția Republicii Moldova să aibă acces la retransmisie semnalului prin cablu. Domnul Damasin, cred că este foarte important să vorbim și despre siguranța informațională a spațiului nostru, dar vă rog să acceptați să facem acest lucru după câteva clipe de publicitate. Dragi prieteni, ne-am revenit în studio. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul Nicolae Damaschin, membru al Consiliului Radio Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Evident că tema este interesantă, necesară chiar, pentru că de competența, priceperea de a vă face voi meseria cei nouă membri ai Consiliului depinde în mare parte deschiderea pentru presă de a se dezvolta, transparența, corectitudinea, în linii mari, dacă să zicem așa la general, siguranța informațională în Republica Moldova. Aș vrea să vorbim sub acest aspect privind activitatea dumneavoastră. Ce se întreprinde pentru aceasta? Pentru că următoarea întrebare care o să vă adresez este ține de demersul pe care l-a făcut deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, doamna Guțu. Și mi se pare destul de rezonabil această adresare a doamnei deputate. Aveți perfectă dreptate, însă eu sunt pragmatic. Fiecare problemă trebuie să analizată în ansamblu. Republica Moldova este parte la tratatele internaționale care prevede libera retransmisie a posturilor de televiziune, inclusiv și din Federația Rusă, chiar am luat și unele acte. Noi avem din... Vreau să se înțeleagă că nu am nimic împotriva posturilor rusești, dar chiar un pic mă deranjează faptul că suntem invadați de și nu întotdeauna niște emisiuni sau posturi de televiziune de care ar avea nevoie, să zicem, cetățeanul de etnie rusă care se află aici sau român care vrea să cunoască informații de la prima sursă din postul. Și cu atât mai mult că în ultima perioadă am impresia că s-a mers la o manipulare sensibilă a opiniei publice vis-a-vis de evenimentele din Ucraina. Securitatea informațională reprezintă și el un segment de securitate națională până la urmă. Noi suntem martori la un atac inedit asupra prin intermediul spațiului informațional. În urma solicitării respective, ea va fi discutată chiar în următoarele ședințe a Consiliului, pentru că un membru nu poate lua o decizie. Deci este organ colectiv. De în ședință publică va fi discutată această interpelare a doamnei Guțu. Totodată noi am adresat un raport către OSCE, delegația Uniunii Europene, către alte structuri internaționale partenerii Republicii Moldova, ca să vedem cum să soluționăm această problemă. Părerea mea, ceea ce voi propune eu în ședință publică. Deci noi trebuie să elaborăm un mecanism, să modificăm codul audiovizual, care să permită Consiliului Coordonator Audiovizual să monitorizeze posturile retransmise. Deci dacă în conținutul, în serviciul de programe a postului retransmis se atestă un atentat asupra suverenității Republicii Moldova sau denigrare, atunci noi trebuie să avem posibilități legale, da, care să fie în lege stipulate. La moment, adică nu puteți interveni nici într-un fel. La moment nu putem, legea nu prevede sancționarea postului retransmis. Și atunci, dacă noi vom opera modificări la cod, ca să ne permită noi să suspendăm această emisiune. Asta deci este în momentul când se depistează că da. Exact. S-a monitorizat, s-a autosesizat, s-a depistat că în cadrul buletinilor informative a postului retransmis, care nu cade sub incidența jurisdicției Republicii Moldova, dar însă telespectatorii... Până la urmă este vorba de cadrul juridic, care nu este cadrul perfect. Juridic. Deci trebuie să modificat cadrul juridic ca să avem posibilitate să suspendăm
activitatea. Noi avem exemplul Lituaniei și Letoniei, da, acum recent. Care cel mai recent, Ucraina, mi se pare, că deși aici e o situație mai specială, așa. Ucrainenii au interzis o Consiliu Superior al Securității. Apropo, ca specialist în domeniu, dumneavoastră, cum ți se pare o asemenea decizie? Este ea adecvată? Sau s-ar fi putut găsi eu, și părerea, eu, o altă modalitate? Părerea mea personală este că nu trebuie să limităm accesul la informații. Suntem în secolul 21, când fiecare persoană poate să acceseze pe internet orice informație. Deci noi trebuie să avem un cadru legal care să ne permită nouă să sancționăm pentru derogări. Așa. Da, dacă acest post de televiziune dorește să fie retransmis în Republica Moldova, și dacă el în buletinile informative sau într-o emisiune oarecare aduce prejudicii sau încalcă legislația, el trebuie să fie penalizat prin excluderea acestui post de televiziune sau prin excluderea acestei emisiuni din grila de emisie. Eu așa văd lucrurile. Însă urmează să discutăm acest lucru. Vedeți că dumneavoastră aveți niște restricții sau niște vă puneți în față sarcina de a cere de la difuzorii locali ca în post, în emisiune de știri să fie două, trei opinii vis-a-vis de un subiect, ceea ce este corect, să decidă în ultimă instanță consumatorul. Aceleași cerințe trebuie, mă gândesc, să existe și față de, vis-a-vis de posturile care transmit niște emisiuni și dacă e să analizăm ceea ce se întâmplă în ultimul timp, le-au canalizat doar într-o direcție. O singură informație, o singură sursă, ceea ce nu este credibil, dacă să fim sinceri așa, dar are o forță de manipulare imensă. Exact. De asta este necesar de urgent de modificat codul audiovizual la capitolul sancțiuni, ca noi să avem mecanismul de a opera modificări la acest. Da. Ca să înțeleagă și telespectatorul nostru, nu suntem pe poziția că trebuie să se închidă postul de televiziune, ar fi anormal în secolul 21. Așa cum spuneai, dumneata, informația oricare ți-ai dori, o găsești pe internet. Dar este vorba de o corectitudine în raport cu cetățenii noștri și sunt și eu cetățeanul care achit niște impozite acolo și vreau să fiu informat corect. Aveți perfectă dreptate. De asta noi vom solicita, cred că la următoarea ședință va fi abordat acest subiect, va fi conturat un proiect de modificare a legislației și va fi prezentat Parlamentului, fiindcă pe la urmă toate modificările bănuiesc că sunt și alte intenții ale Consiliului de a intervenind la legislația noastră, de a veni cu propuneri. Care sunt acestea? Ce vă propuneți, de fapt, pentru îmbunătățirea activității în acest domeniu? Mai multe sunt. Doar nu stați și numai doar monitorizați, sancționați. Nu, mai multe sunt. În momentul când ați depistat niște încălcări sau niște abateri de la legislații sau de la bunul simț în societate, veniți cu niște propuneri. Iată, domnilor, ce am putea propune. Eu recent am fost în țările Baltice, am avut o vizită. Recent, apropo, acuși un an. Recent. Dacă nu prea ne deplasăm, este recent. Acuși un an. Discutam cu cineva, ombudsman, o persoană care la televiziunea publică la televiziunea publică există așa o funcție de ombudsman care de fapt are atribuțiile CCA-ului. Da, deci el vizionează emisiunile, buletinile informative și respectiv dacă apare o situație de conflict. La sigur că nu e ceea ce era vreo 20 de ani în urmă la televiziunea națională. Acela se chema cenzor. Și venea dintr-un sistem, dintr-un anumit serviciu. De asta te știu că mi-amintesc că te-aș monitoriza. Eu îl întreb, în cazul în care într-o emisiune sau în buletinile informative s-au încălcat codul deontologic, nu s-au informat din două surse, care e situația? Păi domnul răspunde, eu atenționez și le dau din deget, ei neapărat mai mult reacționează imediat. Fac, bine, că le-ați dat din deget și ați atenționat, asta e una. Dar care sunt mecanismele reale, legislația, legale, instrumentele legale pe care le puteți să aplica o avertizare publică, o amendă, Nu, păi, eu le-am zis, eu sunt o autoritate pentru ei și eu dacă le zic, s-a finalizat. Da, ar fi minunat să ajungă și Consiliul nostru o autoritate de asemenea amploare. Noi, din păcate, încă suntem într-o etapă de democrație care
care mai avem de crescut până la acest moment. Și des ori ne atestăm, eu mă bazez iarăși pe raporturile care au fost la CCA, ca exemplu, revenim la bani. Un post de televiziune trebuie să trăiască din publicitate. Legislația prevede 12 minute de publicitate pe oră. Un post de televiziune, un radio de difuzor poate... Asta ar însemna că noi acum mai avea dreptul de fapt la un minut, două de publicitate, da? Într-o oră este permis 12 minute de publicitate. Când s-a monitorizat, am depistat la multe posturi de televiziune că, de fapt, aceste 12 minute pot fi și 15, și 16, și 20. Interesant. Întotdeauna trec la alt program, cum vine publicitatea, apropo, dar nu am stat să sincronizez și eu acest lucru, dar este interesant. Iarăși până este... atât de mult timp pentru publicitate, exact. Și atunci CCA-ul trebuie să intervină cu penalizare, da? Adică să aplice o sancțiune, o amendă. Sau... Le telefona și le spuneți oameni buni, nu e frumos. Numai... Noi avem posturi de televiziune unde un minut de publicitate costă, nu știu, 500 de euro sau 1000 de euro, un minut de publicitate. Mm. Respectiv, el dacă încalcă fiecare minută în plus de publicitate, asta mai este o sumă impunătoare de bani pentru acest post de televiziune. CCO poate aplica o amendă de 1800 de lei. După monitorizare, dar monitorizarea durează 2 săptămâni, ulterior ședință, deci noi la acest capitol în medie putem monitoriza 2 ori pe an. Și atunci postul de televiziune preferă ca, uite, achitui o amendă de 1800 de lei, dar voi încălca mai departe. Dar ar trebui să fie graduală pedeapsa asta sau sancțiunea asta. Dacă nu a reacționat la prima sancțiune, urmează a doua, a treia, să zicem, maxim, până la ridicarea licenței. Amenda de ce nu? Maximă este de... Nu, sau nu avem este, așa, nu aveți așa. Este așa ceva, dar este inadmisibil să ridici licența la un post de televiziune pentru încălcarea. Ok, nu doar pentru publicitate. Publicitate. Și atunci el foarte bine înțelege că CCA-ul nu va merge la sancționare de retragere licenței pentru că a încălcat minutele de publicitate, da, este un nonsens, dar amenda maximală pe care poți să o aplici, să o aplici și cea, este 1800, maximală 5400. Și atunci el dacă câștigă pentru o minut de publicitate 10 sau 20 sau 30 de mii de lei, eu va prefera să dea această publicitate. Apropo, domnul Damaschi, mai este un subiect pe care aș vrea să-l aduc în discuție, poate aveți o opinie vis-a-vis de această temă. Chiar zilele acestea am văzut nemulțumirea, iarăși la postul de televiziune, nemulțumirea unor colegi, să zic așa, vis-a-vis de drepturile de autor. De unde apare? Ține de competența dumneavoastră acest segment de activitate? Nu ține de competența CCA-ului, însă este o problemă care vizează direct radiodifuzorii. Și respectiv această problemă înseamnă că trebuie să ne vizeze și... Într-un fel, da. Chiar dacă nu este prevăzut de către cod, dar asta este problema care la moment există. Deci noi la moment avem 4 asociații de drepturi de autor. Așa. Care nu știu conform căror calcule, nu știu cum au făcut aceste calcule, deci au o metodologie, însă sumele cu care operează ei sunt destul de impunătoare. Ei solicită de la un radiodifuzor local care are, ca exemplu, un post de radio care emite pe o rază de o regiune, un raion, două. Un raion, unde de obicei, solicită 70 de lei pentru o oră de emisie. Asta înseamnă 50.000 de lei pe lună. Îl falimentează, dacă ar fi exact. Poate să accepte. Exact. Și atunci noi am solicitat chiar în ședința trecută a Consiliului Curator Audiovizualului să organizăm o masă rotundă cu toate persoanele implicate în acest proces, cu radiodifuzorii, cu asociațiile astea de drepturi de autor, cu IGP-ul, autoritatea care eliberează licențele de activitate pentru aceste. Da, este indiscutabil, este foarte important ca drepturile de autor să fie protejate, respectate, da. Însă nu în modalitatea pe care se propune acum. Sunt 4 companii care au atacat marea majoritate a radiodifuzorilor în instanța de judecată, solicitând sume de 1 milion, 2, 3 milioane, eu nu știu de unde s-au apărut aceste cifre. Deci noi putem să ajungem că aceste asociații de drepturi de autor pur și simplu vor lichida toți radiodifuzorii din Republica Moldova, prin sumele astea pe care le solicită ei la radiodifuzor. Există o problemă, noi trebuie să ne-am autosesizat,
urmează să depistăm mecanismele pe care să ieșim din acest impas. Dar nu s-ar putea întâmpla să fie iarăși vorba de dorința unuia de a monopoliza această piață? Păi, nu cred că e dorința de a monopoliza, cred că e dorința de a avea un câștig, de un câștig financiar. Dorință frumoasă, bună. De apropo, mai este o întrebare care vreau să o adresez vis-a-vis de aprecierea pe care o face posturile de televiziune, iarăși o agenție. Cum se face acest lucru? Cât de credibil poate fi? Pentru că obiecții au fost vociferate de mai multe posturi de televiziune. Mi-amintesc eu anterior, nu este lumea de acord cu modalitatea de a aprecia modul de procentul de vizualizare. Iarăși aici este cineva care este monopolist. Iarăși este o problemă pe care, știți, ce înseamnă audiovizual? Audiovizual înseamnă un spectru mult mai larg decât ne imaginăm noi, că doar un post de televiziune înseamnă audiovizual. Nu. Trebuie să existe un post de televiziune care produce. Așa. Trebuie să existe rețele de retransmisie a semnalului, ETR, cablu, internet. Trebuie să existe compania care măsoară audiența acestui post de televiziune, în urma căruia este vândută publicitatea, banii din care trăiești. Aha, și dacă eu zic că postul respectiv este cel mai vizionat, publicitatea vine în direcția aceasta. Exact. Dacă acest măsurător zice că acest post de televiziune este cel mai mare ratinguri, atunci el banii respectiv din publicitate cel mai mult vin la acest post. Și cine verifică corectitudinea acestei agenții? Este o instituție privată sau o companie privată care măsoară audiența populației și respectiv conlucrează cu mai multe posturi de televiziune. Da, discuții sunt enorme. Ar fi foarte bine să fie o concurență. Când există un măsurător, ar fi bine să existe și a doilea măsurător. În România, ca exemplu, sunt două măsurătoare, însă CNA-ul, Consiliul Național Audiovizual de România, în fiecare an organizează un tender care decid cine va efectua această monitorizare sau pe parcursul anului. Ar fi foarte bine dacă CCA-ul ar că noi suntem independenți, noi suntem imparțiali, noi nu suntem radiodifuzori. Și atunci ar fi foarte bine dacă CCA-ul ar procura acest utilaj și ar putea să presteze aceste servicii. Însă certificarea acestui utilaj este foarte, foarte, foarte costisitoare. Noi discutăm despre 2 milioane de euro. Noi când am început discuția, a scăpat, să zic eu așa, o sintagmă, că nu prea este CCA, nu prea este iubit. Și atunci mă gândesc acum, de câte ori ați fost în stare să sancționați sau să reacționați la obiect, nu să reacționați, cel mai bine ar fi spus, la obiecții pe care le au față de voi radiodifuzorii, să zicem așa, sau și altă. Domnul Mostun, eu cred că sunt printre cei care tot timpul am fost pe poziția radiodifuzorilor. Când a apărut o problemă la un radiodifuzor, eu am fost de părere ca să-i oferim termen de posibilitate de a intra în concordanță cu legislația, să nu neapărat să-l pedepsăm. Nu neapărat, radiodifuzorul trebuiește pedepsit. De acord, e mai bine, sunt de părere și eu că e bine să avem cât mai multe posturi care, luptând între ele, capătă experiență, credibilitate, autoritate. Autoritatea se câștigă prin adevărul pe care îl difuzează. Atunci, noi am avut un proiect de decizie care ar obliga radiodifuzorii să aibă cât mai mult produs autohton. Colegii mei au propus așa un proiect de decizie. Eu, într-o tot, susțin acest proiect de decizie. Radiodifuzorul trebuie să producă. Însă, haideți să nu uităm, eu vin de televiziune, să nu uităm și despre calitatea acestui produs. Fiindcă producția autohtonă putem considera, eu am dat desfără acest exemplu, post de televiziune, în fiecare luni este ședința Consiliului Municipal. S-a împăsat o cameră în colțul selei, s-a imprimat cap-coadă 2 ore de ședință sau 3 ore de ședință sau cât durează ședința. Asta e produs autohton?
cu o cameră, cu un plan. Conform legislației, da. Este problema. Conform legislației, o durată 4 ore este catalogat ca produs autohton. Eu, de meserie, prima mea meserie a fost regizor. Este inadmisibil ca 4 ori static cu o cameră să dai pe în emisie așa ceva. Sunt absolut. Însă conform legislației, ei au respectat șodisele legale. Atunci, cu rectificarea la legislație, cine trebuie să vină? Și atunci, s-a propus și eu am propus, haideți să analizăm în ansamblu acest produs autohton. Pentru că noi dacă chiar și 30 sau 50, cum s-a propus inițial, 50%. 50% asta înseamnă 12 ore de emisie pe zi. Un radiodifuzor trăiește din bani de publicitate. Îmi trăiește 12 minute de publicitate în fiecare zi, din fiecare oră care merg. 12 minute de publicitate pe oră, asta înseamnă cam 20%. Avem 70. Este imposibil, niciun radiodifuzor din Republica Moldova nu este în stare să producă 20 de ore de emisie pe zi. Nici Moldova 1 nu produce 20 de ore de emisie. Pentru aceasta, probabil, trebuie și nu numai utilajul respectiv, dar dotare umană, forțe umane. Trebuie specialiști, profesioniști. Exact. Ca să fie vizionat. Și atunci, ce facem noi cu produsul, cu posturile de televiziune tematice? Deci, dacă îmi spuneți că Moldova este în stare să producă 20 de ore de desene animate pentru copii, nu cred. Da, pare că nu avem chiar. 20 de ore de documentar despre, nu cred. Sau 20 de ore de filme artistice, nu cred. Atunci cât de axată pe realitate este legislația atunci, noastră? Asta nu este legislația, asta a fost o propunere a Consiliului. Și acum s-a adus la 30% de produs autohton. 30% este o cifră care... Deși și aici sunt obiecții a unora care consideră că acest procent trebuie să fie cât mai mare, deși, repet, trebuie să avem în vedere și posibilitatea de a produce acest material. Exact. Dacă adoptăm o lege sau modificăm o lege, haideți să o modificăm ca să fie respectată, nu de dragul modificării. Haideți atunci în pachet să venim cu anularea taxelor fiscale de 20% pentru cei care produc. Da? Studioul produce filme artistice, documentare. Haideți să-l scutim de această taxă de 20%. Deci să venim nu doar cu legea, dar și cu instrumentarul necesar pentru implementarea acestei legi. Absolut. Aceasta ar fi ordinea de idei sau gândul pe care l-am propus eu. Că ideea este nobilă, că eu eram venit că sunt împotriva produsului autohton. Nu, frații mei, eu sunt pentru produsul autohton, dar nu modalitatea în care se propune. Fiindcă ne vom trezi că lumea pur și simplu va amplasa o cameră online și va retransmite cum merg mașinile pe stradă, cum plouă. Vis-a-vis de ce le spuse, aș vrea să mă întreb și despre cadrul normativ cu privire la transparența proprietății în domeniul audiovizual. S-a discutat mult la această temă. Au fost suficiente obiecții spuse în presă. Multe lucruri chiar displac. Se consideră că ar exista persoane în acest stat care au la dispoziție, în subordine, mai multe posturi de radio, de televiziune. Deocamdată este adevărat, nu s-a vorbit nimic documentat, nu s-au prezentat documente care ar confirma acest lucru, dar dacă ar sta să analizăm, cel puțin vizual, produsul care îl avem zi de zi, am putea să dăm crezare acestor zvonuri. Hai să acceptăm formula. Niște zvonuri, dar care sunt, până la urmă, fundamentate. La moment, Republica Moldova, conform codului audiovizual, o persoană fizică sau juridică poate deține două licențe. Exact. Însă aici este încă un moment foarte important. O șmecherie moldovenească de-a noastră, nu? Deci persoana respectivă, de fapt, poate deține 10 posturi de televiziune. Fiindcă pe fiecare licență poți avea 5 posturi de televiziune sau radio. Asta e șmecheria moldovenească, nu? Da, dar asta mai puțin. Dar nu e o problemă dacă persoana dorește, mă rog. Nu, eu cred că trebuie să fiți de acord că dacă există o persoană care și-a putut permite sau își permite să aibă în subordine sau să tuteleze, să aibă sub umbrela sa mai multe posturi de radio, de televiziune, asta înseamnă un pericol pentru... Exact. Corectitudinea informației sau o posibilitate extrem de mare de manipulare, de difuzarea unui singur produs sau unei intenții care, pentru că în final o să vorbim și despre rolul CCA-ului, presupun eu că ar trebui să aibă un rol anumit în perioada preelectorală și electorală, că iată anul acesta este special.
Eu am făcut o analiză la proprietatea în audiovizual în țările europene, în comunitatea europeană. Chiar am făcut o studiu de studii așa, impunător sau esențial. Noi avem țări unde se permite doar 15%, o persoană să deține doar 15% acțiuni într-un post, într-un radiodifuzor. Avem unde 25%, avem unde o persoană poate beneficia doar de o licență în domeniul respectiv. Însă Consiliul Curător Audiovizual a pregătit un proiect de modificare a legii la vis-a-vis de transparență care este în Parlament la moment, la Comisia de Profil. Iar am avut câteva întâlniri cu societatea civilă, cu reprezentanții ONG-urilor din domeniul audiovizualului, cu deputații din Comisia de Profil, unde am discutat modificarea legii. Cred că exact în următorul timp acest lucru se va întâmpla. Ce este important? Deci, noi la moment legislația prevede că un radiodifuzor poate fi înregistrat în offshore. Noi nu cunoaștem cine este beneficiarul final acestui. De fapt, cine ține umbrela? Cine ține umbrela? Folosesc eu o expresie așa metaforic. Să presupunem că noi mâine se va modifica legislația, da, ca să știm exact persoana fizică care deține controlul sau cota parte într-un societate comercială care are licența de radiodifuzor. Pe mine mă interesează altceva. Noi avem posturi de televiziune care sunt subvenționate. Că dacă facem o analiză câți angajați are posturi de televiziune, care sunt cheltuielile de salariu și de producție, și ne uităm care este procentul de publicitate, vânzări de publicitate, noi înțelegem că acest post de televiziune nu poate să existe doar din publicitate. Din publicitate. Înseamnă că acest post de televiziune este subvenționat. Eu aș dori ca în această lege să fie foarte clar stipulată transparența financiară acestui post de televiziune. Eu mi-aș dori ca să știu, uite, persoana fizică care subdotează sau finanțează acest post de televiziune. Și când am putea să la legislația națională în fiecare țară europeană totuși diferă, dar în mare majoritate fiecare persoană care deține mai mult de 5, 10, 15 independență de țară, de procente dintr-o societate, dintr-o radiodifuzor, deci el anual dă un raport financiar a activității sale personale. Deci el își demonstrează toate veniturile care. Și la noi ce se întâmplă? Pentru că, din păcate, să știți că și timpul nostru pentru această emisiune se apropie de sfârșit și aș fi vrut să mai adresez un set de întrebări, dar nu știu dacă reușim. Ce facem noi în acest domeniu? Pentru că problema pe care am pus-o acum spre final în discuție mi se pare foarte important și ea nu mi-aparține, mi-a fost... Acest proiect de lege a fost pregătit, acest proiect de lege la moment se află în Comisia Parlamentară de Profil, discutat cu societatea civilă, cu reprezentanții radiodifuzorilor. Adică țin tot de competența organului pe care, autorități publici pe care o reprezentați. Noi am transmis acest proiect de lege în Parlament, respectiv Parlamentul urmează să modifice legea. Și spre final, dacă îmi permiteți, aș vrea să întreb, în perioada următoare, anul acesta vom avea alegeri parlamentare. Există vreo activitate specială a Consiliului Audiovizualului? Care sunt prioritățile? Deja încet a planificat niște activități. Exact, ce se întâmplă? Exact. Este un an electoral. Nu va fi un an deloc simplu. Ne așteptăm la provocări, să zicem încălcări, așa. Încălcări, multe lucruri anurile, se pot întâmpla. Anurile electorale tot timpul vizează aspectul politic. Mai mult concurența electorală se întrânează pentru a aduce cât mai multe voturi pentru partidul. Și de aici crește ponderea responsabilității autorității pe care o reprezentați. Fiindcă fiecare partid politic dorește cât mai mult să fie Auzit, vizionat, prezența lui să fie cât mai masivă la posturile de televiziune. Urmează ca radiodifuzorii, noi am avut deja, avem o experiență foarte, foarte bună în monitorizarea campaniei electorale. Cam radiodifuzorii, eu vreau să zic, în ultima perioadă de timp au înțeles regulile de joc. Nu avem derogări enorme de la codul audiovizualului, deci
chiar mă bucur pentru radiodifuzor. Perfect. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Sunt sigur că ea este utilă și vă urez să ajungeți la situația, am vrut să zic la autoritatea, dar zic autoritatea pe care o reprezentați, am spus-o în câteva rânduri, dar am în vedere la autoritatea colegilor din țările baltice, când doar ați ridicat receptorul și ați făcut o observație unui coleg din domeniu și acela a zis, da, am înțeles, am greșit, rectificăm. Este vorba, de fapt, de profesionalizarea în acest domeniu. Vă mulțumesc încă o dată, dragi prieteni. Sunt convins de fapt că discuția a fost utilă, într-adevăr, au ieșit la nivel mai multe lucruri din activitatea Consiliului Audiovizualului, sunt lucruri pe care nici eu nu le-am cunoscut, sper că au fost interesante și pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă în continuare, la revedere!